Profesorii au de acum statut de autoritate publică. Cu alte cuvinte, mai multă protecție pentru cadrele didactice care deseori sunt lovite, amenințate sau insultate de elevii sau de părinții acestora. Senatul a adoptat luni în calitate de for decizional acest proiect. Proiectul privind protecția cadrelor didactice a fost propus pe motiv că în sistemul național de învățământ se constată o lipsă de protecție juridică a profesorilor față de hărțuirea și agresiunile verbale sau chiar fizice venite din partea elevilor sau a părinților. În primul rând vreau să vă spun faptul că Federația Sindicatelor Libere de Învățământ a inițiat un proiect de lege în 2016. El a stat 4 ani de zile în Parlament, acum în final a trecut de Senat, cu votul senatorilor. În acest proiect de lege, pe timpul exercitării activității, profesorul are protecție sporită, similară funcțiilor autorităților publice. Deci e doar o sinalitate în această protecție. Și până acum legislația protejează în cazul în care sunt act de violență, însă acum pedepsele sunt majorate cu o treime pentru cei care agresează cadre didactice în timpul exercitării activităților specifice. Totuși, noul statut le aduce profesorilor imposibilitatea de a mai da meditații, deoarece nu mai pot desfășura activități extra într-un domeniu care are legătură cu activitatea lor obișnuită. Mai avem puțin până legea va fi realitate, pentru că ea trebuie să ajungă, să fie promulgată de președintele României, dar având în vedere că este profesor, sperăm să nu fie nicio problemă, nicio amânare. Statutul profesorului trebuie să fie recunoscut la nivelul unei societăți, pentru că dacă avem grijă de copii și de mentorii lor, atunci înseamnă că viitorul va fi în regulă. Legea vine într-adevăr să așeze niște lucruri, pentru că în ultima vreme, de fapt de ani buni, cadrele didactice sunt cumva în bătaia vântului și în foarte multe situații fără apărare. Dacă în prezent cel care amenință un profesor poate primi până la un an de închisoare, în baza noii legi pedeapsa ajunge la 1 an și 4 luni. În cazul lovirii, sancțiunile sunt și mai mari, de până la 2 ani și jumătate de închisoare.